urma controlului primului container, au fost descoperite peste 1000 de umbrele pentru copii, susceptibile a fi contrafăcute, iar în cel de-al doilea au fost identificate 250 de articole reprezentând perdele pentru duș. Întreaga încărcătură a fost confiscată. Dacă ar fi ajuns la destinație și puse în vânzare pe piața liberă, produsele ar fi valorat 73.000 de lei. Administratorii celor două firme destinatare vor fi trași la răspundere. Polițiștii de frontieră au întocmit administratorilor societăților comerciale în cauză, dosar penal, pentru punerea în circulație fără drept a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată.